priveliștea aceasta minunată este orașul Trieste, pe care îl vedem de pe o colină, de la înălțime, de acolo de unde este castelul San Giusto. Castelul San Giusto și cu catedrala San Giusto, aceeași denumire pentru ambele, trebuie să revizitați dacă ajungeți aici. Veți urca la câteva sute de metri deasupra nivelului mării, noi am urcat pe jos și plătiți 6 euro intrare pentru castel. Acum am început să explorăm castelul, are câteva încăperi ce am văzut cu muzeu pe interior, dar noi am ieșit direct din castel afară să putem vedea orașul de la înălțime. Mai este o platformă acolo unde vreau să ajungem ca să filmăm orașul. Biserica, catedrala San Giusto este grozavă, este gratuită, am văzut-o mai devreme. Datează din secolul 17, când localnicii din Trieste au vrut să aibă propria lor catedrală, dar neavând bani, au unit două biserici care erau construite una lângă cealaltă. Din biserică, mă rog, din catedrală, că-mi tot vine să-i spun biserică, am ajuns la castel. Foarte aproape este castelul de catedrală. Undeva în depărtare se vede o navă de croazieră, este un port al navelor de croazieră, un terminal de îmbarcare aici la baza castelului, să spunem așa, dar castelul nu este chiar atât de aproape de mare precum se vede. Curtea interioară a castelului. Castelul acesta a fost construit vreo 160 de ani, construit în etape, refăcut, adăugat alte construcții peste cele inițiale. Niște culori plăcute aici, de toamnă. A început construcția undeva în secolul 15 și a durat până undeva în secolul 17, dar n-au fost două secole împreună. Am socotit noi vreo 160 de ani de construcții. Prin fantele acestea de apărare se vede orașul. Este un oraș de munte și de mare în același timp. Aflat la 3 km de Slovenia, are cam 200.000 de locuitori, practic ca populație este de mărimea, să spunem, a Sibiului. Ca întindere consider că este mai mare pentru că se întinde și pe dealuri, și pe coline, și la munte, și la mare. Sunt și case răsfirate pe dealurile din depărtare. Foarte multe mașini cu număr de Slovenia și număr de Croația aici. Am ajuns pe această terasă pe care o vedeam de sus. Este un bastion rotund. Noi eram undeva pe zidurile acelea. O navă de croazieră, cum vă spuneam, este o navă de la Oceania. Va ajunge mâine una de la Costa aici, știu asta pentru că ne urcăm pe ea. Este și motivul pentru care am ajuns în Trieste. Și poate că nu ajungeam în Trieste prea curând dacă nu era această croazieră cu îmbarcare din acest oraș aflat la granița Italiei. Cred că am trecut odată cu mașina dinspre Slovenia spre Italia, dar probabil pe o șosea de centură, pentru că nu mi-aduc aminte deloc de oraș. Din punctul meu de vedere este ca și cum nu am fost niciodată să-l vizitez. Am ajuns aici din Veneția, de la aeroportul Veneția Treviso, 150 de km cu trenul, există și legătură directă, dacă nu găsiți directă, schimbați. Face cam 2 ore și jumătate un tren direct. Trieste ne-a surprins plăcut, am crezut că este un oraș mai simplist, dar este un oraș frumos, cu arhitectură frumoasă, care aduce ușor Austria
pentru că a făcut parte 500 de ani din Imperiul Habsburgii și apoi din cel austro-ungar. Este un mare consum de cafea aici, foarte important, nu am știut acest lucru. Triestenii consumă undeva la o medie de 10 kg de cafea pe an, foarte mult. Cel puțin așa mi se pare mie, sunt un om care bea cel mult o cafea pe zi și ca să adun câte cafele beau să fac 10 kg, mie mi-ar trebui, cred că, probabil câțiva ani. Am mai văzut undeva aproape de mare, undeva în apropierea navei respective, dar de aici nu se vede, una dintre cele mai frumoase piețe din această parte a Italiei, piața Unificării Italiei, în limba română, așa cred că s-ar traduce. Este o piață care este considerată a fi cea mai mare din Europa cu ieșire la Marea Adriatică. Un al doilea castel frumos al Italiei, indiferent cât măresc eu această fotografie, nu surprinde, se află cam la 7 km de aici, se numește Castelul Miramare. Este foarte frumos și acela, a fost construit de un arhiduce al Austriei pe vremea când v-am spus că era în imperiu acest oraș. Pentru soția lui, arhiducele a murit, iar soția a trăit bolnavă de nervi până la finalul vieții și se spune că suferința i s-a tras din cauza morții soțului său. E un blestem asupra acestui castel, se spune că cine doarme acolo va muri în condiții grave. Și printre cei care l-au vizitat înainte de a muri este și Franz Ferdinand, prințul moștenitor al Austriei, care a fost asasinat la Sarajevo și care, prin asasinarea sa, a provocat practic post-mortem începerea celui de-al doilea război, primului război mondial. Știți că acesta este leitmotivul despre care se tot vorbește cu începerea războiului, că a fost asasinat prințul moștenitor al Austriei și ei au văzut asta ca pe un act de război. De asemenea, alți duci, arhiduci și nume mari care au dormit peste noapte în castel au sfârșit murind în condiții destul de tragice și de aceea blestemul acestui castel Miramare. Sper să ajungem să-l vedem. Mai avem astăzi până la finalul zilei de stat în Trieste. Vedem cât reușim să mai acoperim. Până acum am mers exclusiv pe jos, însă dacă vreți să luați mijloace de transport în comun, în autobuz se plătește direct cu cardul la un aparat, practic puneți cardul acolo, vi se debitează de pe card 1,45 € contravaloarea biletului, nu primiți un bilet efectiv, ci se consideră că așa ați plătit biletul, probabil la un control se va verifica acel card și se poate observa că s-a făcut o plată de bilet de pe el. Nu știu dacă să-l socotez mai mult un oraș de munte sau un oraș de mare. E clar că este câte ceva din amândouă, în față Marea Adriatică, în toată splendoarea ei. Este o faleză undeva jos, oamenii se pot plimba pe faleza respectivă. Este un oraș aerisit, cu arhitectură frumoasă. Prețurile, raportat la ce am văzut noi până acum, cazare, mâncare, sunt asemănătoare cu cele din restul Italiei. Cazarea undeva pentru două persoane fără mic dejun, 400 de lei pe noapte, o medie pe acolo, chiar 450. Avem un apartament foarte frumos, situat într-o zonă centrală. Este un apartament al unui proprietar privat, nu este hotel. De regulă alegem hoteluri când mergem în vacanțe, dar de data aceasta am luat un apartament ca să fie și aproape de mare, să putem ajunge la nava de croazier ușor. Vă reamintesc, suntem la Castelul San Giusto din Trieste.